Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la Zodiacul lunii mai. Eu sunt Amos și în următoarele momente îți voi spune care sunt cele mai importante mesaje pentru tine. Așa că o să te rog să rămâi alături de mine. Salutare, dragii mei urmăritori, și nu numai, mă bucur foarte, foarte mult să ne revedem. Iată că am ajuns deja la zodiacul lunii mai, dragii mei. Această etalare este pentru toți cei care au soarele, luna, ascendentul sau nodul nord în zodia berbec. Hai să vedem care sunt mesajele pentru voi, dragii mei. Voi folosi pentru prima oară tarotul bizantin, dragii mei, pentru că suntem în perioada Paștelui și cu ocazia aceasta vreau să vă urez tuturor un Paște fericit alături de cei dragi, să fiți sănătoși și fie ca Mântuitorul Iisus Hristos să vă vegheze și să fie alături de voi în tot ceea ce voi vă propune să faceți. Nu uitați că este o etalare generală, nu este obligatoriu să se potrivească tuturor. Hai să vedem pentru cei din zodia berbec. Mă bucur foarte mult să ne revedem, dragii mei, așa cum v-am spus și mai devreme. Sper că sunteți bine, sper că sunteți sănătoși. Bun, deja a căzut prima carte. Sunt două cărți pentru cei din zodia berbec, dar o să iau cartea de la baza pachetului. Cartea de la baza pachetului, dragii mei, reprezintă energia generală în care berbecul se va afla în luna mai. Și iată, avem aici cartea 4 de monede. Este o reprezentare diferită față de ceea ce știți voi din tarotul clasic. 4 de monede ca și energie generală pentru berbec începe printr-un sentiment de pierdere, printr-un sentiment de sărăcie, să spunem, sau de lipsuri. De ce se simte berbecul așa? Avem un 4 de monede aici. Iată, este ca și cum unii dintre voi probabil simțiți lipsa cuiva sau simțiți lipsa unei stabilități financiare. Luna mai cred că vine cu această energie de singurătate cumva, sau pur și simplu aici vorbim despre o energie ce practic vă arată vouă cumva că lucrurile pe care le-ați crezut, să spunem, stabile nu sunt. Este ceva aici care vă împinge dincolo de zona voastră de confort. Este un mesaj foarte, foarte important pentru cei din zodia berbec, și anume că în luna mai ai nevoie să ieși din zona aceasta de confort. Ai nevoie să faci lucruri pe care poate nu le-ai mai făcut niciodată. Ai nevoie să crezi în lucruri pe care în care nu ai crezut până acum, da? Este o energie, să spunem, mai rece, este o energie mai distantă. Poate îți dorești în luna mai să fii mai retras, să nu te mai implici atât de mult, da? Iată, deci 4 de monede, aceasta este energia generală a berbecului. Pentru unii dintre voi, bineînțeles că putem discuta despre frica de a nu pierde într-o relație, frica de a nu se distanța cineva de tine. Simt un gol, aici simt un gol sufletesc. Este foarte posibil să nu știți nici voi de unde provine acest gol sufletesc. Poate aveți de toate în jurul vostru, poate sunteți ok, poate vă faceți o recapitulare și cumva sunteți mai melancolici sau sunteți mai retrași, mai tăcuți, de ce nu? Dar cred că pentru berbec în luna mai este foarte important să iasă din zona aceasta de confort și simt așa că va trebui să te ridici singurel. Apoi, următoarea carte, în poziția berbecului, avem un 6 de cupe, ceea ce înseamnă că berbecul în luna mai va ieși la iarbă verde. Avem aici o reuniune cu cineva, avem poate o mică excursie pentru unii dintre voi. Simt că veți petrece timp cu cei dragi, este foarte posibil să le acordați mai multă atenție, să ieșiți la un picnic,
să organizați o excursie, așa cum spuneam, sau o întâlnire foarte frumoasă, este vorba despre o persoană sau despre niște persoane la care tu ții foarte mult. Bineînțeles că poate fi vorba despre familie sau pur și simplu ieși cu soțul, cu soția, cu cei dragi, cu cei dragi. Observ și copii aici, joacă, foarte frumos, este o energie frumoasă. Iată, cred că 4 de monede vorbește cumva despre o stare de a ta interioară. Exact cum ți-am spus mai devreme, simt pentru tine că practic ai de toate, că ai tot ce-ți trebuie, practic, însă în sufletul tău există un gol, o neîmplinire. Această neîmplinire poate să vină din zona profesională sau poate să vină din zona emoțională, deși simt că nu verbalizezi. Deci nu verbalizezi ceea ce simți tu cu adevărat. Ori pentru că cei din jurul tău nu te cred sau nu te-ar crede, ori pentru că simți tu așa că oamenii, cei din jurul tău nu prea mai sunt atenți la nevoile tale, la ceea ce simți tu cu adevărat și cumva păstrezi pentru tine, ceea ce simți păstrezi pentru tine în luna mai. Apoi, următoarea carte în poziția berbecului, avem un 5 de spade, iată. Cineva se roagă de cineva aici. Este o carte care mie mi-arată că există un minus pe partea de comunicare sau se întâmplă ceva cu gândurile tale. Te gândești foarte mult la o situație, poate te gândești cum să o rezolvi sau vorbim despre o persoană din copilăria ta sau o persoană din familia ta cu care tu îți dorești ca comunicarea să se schimbe, dar este ceva aici ce te blochează, să spunem. Este o situație care pe tine te blochează pe partea de comunicare. Nu reușești să te faci înțeles, nu reușești să-ți exprimi dorințele cu adevărat. Așa cum îți spuneam, există ceva în sufletul tău aici care te face să te simți neîmplinit în luna mai. Bun, continuăm și cu celelalte cărți din tarotul bizantin. Următoarea carte în poziția berbecului, iată, avem un 3 de monede, ceea ce înseamnă că berbecul începe să construiască ceva sau și-ar dori să construiască ceva, însă nu știe de unde să înceapă. Iată, 3 de monede. Te-aș sfătui să vorbești cu cineva care este în domeniul tău. Te sfătuiesc să comunici. Există o carte aici a comerțului, da? 3 de monede arată întotdeauna comunicarea, arată întotdeauna zona comerțului, dezvoltarea, găsirea de noi idei. Cu siguranță berbecul în luna mai va fi foarte focusat și pe zona aceasta de bani. Este foarte posibil ca unii dintre voi să încercați să găsiți o cale către a merge spre antreprenoriat sau către a conduce, să spunem, o firmă sau îți dorești să faci ceva pur și simplu pe cont propriu, însă simt că acum pentru tine la început ai nevoie de ajutor, ai nevoie de sfatul cuiva, ai nevoie de îndrumarea cuiva. Vestul este o carte foarte, foarte bună care arată că cel puțin în momentul de față, ai putea să funcționezi foarte bine într-o echipă. Dacă mai vorbești cu cineva, dacă îți expui aceste idei cuiva care te poate sfătui, să zicem, pe zona aceasta. Berbecul, deși are o neîmplinire sufletească, trece printr-o melancolie, trece printr-o tristețe, dar este o energie care vine foarte puternic din trecutul tău. Asta înseamnă că de cele mai multe ori ai fost trădat de cei din jurul tău. De cele mai multe ori ai fost acolo pentru oameni, i-ai ajutat, i-ai sprijinit, poate chiar pe unii dintre ei i-ai ridicat foarte mult și ai constatat cumva că tu ai rămas la același nivel. Ceilalți au crescut pe lângă tine, dar tu ai rămas acolo. Asta înseamnă că tristețea aceasta pe care o simți tu este foarte posibil să vină din zona aceea, însă să știi că te vei ridica. Există un moment, să spunem, puțin mai critic în luna mai pentru tine, dar să știi că toată această tristețe sau toată această detașare a ta nu va face altceva decât să te împingă de la spate să faci ceva și pentru tine. Există și bucurie aici, să știi. O să vreau să extrag o clarificare pentru acest 4 de monede, pentru că simt că este
ceva destul de important pentru tine. Și încă o clarificare pentru 3 de monede, să vedem care este parcursul pe care berbecul îl va avea de acum încolo. Dragul meu berbec, te așteaptă să știi o perioadă foarte, foarte bună dacă tu vei avea curajul să ieși din această stare, din această tristețe, din această neîmplinire. Încearcă să cauți motivul real pentru care tu te simți așa. Da? Poate ar fi bine pentru tine ca această filmare să o mai asculți pe parcursul lunii mai, chiar dacă acum această experiență prin care eu îți spun că s-ar putea să treci tu nu o vezi, ar putea totuși în luna mai să apară în viața ta și te-aș ruga să revii la acest filmuleț. Bun, clarificarea pentru 4 de monede. Avem aici asul de spade. Exact ce spuneam mai devreme, berbecul caută soluții. Berbecul caută idei, caută o nouă cale de comunicare, își dorește să întâlnească oameni pe aceeași lungime de undă cu el. Cu siguranță luna mai pentru tine va reprezenta găsirea acestor soluții și cu siguranță asul de spade arată în poziția berbecului faptul că el găsește niște idei care pur și simplu îl vor propulsa. Există revelația aici la berbec. Există momentul în care își spune: băi, gata, am găsit soluția, gata, știu despre ce este vorba, știu ce vreau să fac. În același timp vreau să fii conștient de faptul că asul de spade arată întotdeauna o mentalitate deschisă, arată întotdeauna deschiderea unui nou orizont din punct de vedere mental. Da? Este foarte posibil, poate ca cineva dintr-o zodie de aer, de ce nu, balanță, vărsător sau gemeni, să te ajute să găsești rezolvările la problemele pe care tu le ai. Clarificarea pentru 3 de monede, avem un 9 de monede, exact ce spuneam la începutul etalării. Cartea 9 de monede vorbește despre fructele pe care tu le vei culege în următoarea perioadă și chiar dacă această etalare, să știi, este o etalare în principiu pentru luna mai, această experiență o poți trăi chiar și mai târziu, la momentul potrivit ție. 9 de monede este o carte foarte bună, este o carte ce arată dedicarea pe partea profesională, arată faptul că te apuci de treabă și arată faptul că încerci cumva să-ți asiguri drumul acesta tu singurel sau singurică. Este o carte a introspecției, dar în același timp este o carte care mie îmi spune că berbecul anul ăsta, repet, nu neapărat trebuie să se întâmple în luna mai, dar anul ăsta berbecul muncește pentru el. Își dă silința pentru el, realizează niște lucruri și cred că mulți dintre voi o să vă îndreptați către ceva în domeniul acesta al antreprenoriatului sau al liberului profesionist. De ce? Nu este o carte care mie mi-arată femeia sau bărbatul puternic care se descurcă singur, care găsește soluții singur, care nu mai depinde de absolut nimeni și de absolut nimic. Îți voi extrage și un mesaj al îngerilor. Sunt foarte curios să vedem ce înger dorește să comunice cu tine și care este mesajul lui pentru cei din zodia berbec. Un mesaj de la voi pentru luna mai. Sunt 3 mesaje, să știi, pentru tine. Ți le voi citi, bineînțeles, pe toate 3. Primul mesaj este un mesaj de încurajare pentru berbec. Așa am simțit și din etalarea ta, că tu ai nevoie de un moment de încurajare. Ai nevoie poate de cineva care să te încurajeze. Dacă tu pornești pe drumul ăsta și dacă găsești momentul acela de curaj, să știi că lucruri minunate se vor întâmpla cu viața ta. Încearcă să înțelegi că
ai niște abilități, încearcă să înțelegi că ele trebuie folosite, încearcă să te valorifici poate mai mult, de ce nu? Iată, primul mesaj vine de la Arhanghelul Gabriel. Un arhanghel foarte, foarte mare, este cel care aduce veștile, după cum bine știi. Și îți voi citi imediat mesajul de pe card. Ai o misiune importantă în viață, ce implică artele și comunicarea. Te rog, nu permite primejdiilor să te întoarcă din drum. Te voi ajuta. Să știi că aici fac o paralelă foarte importantă cu cartea aceasta 4 de monede și să știi că o să revin puțin la ea. De ce? Pentru că 4 de monede mi-arată mie faptul că ție ți este teamă să pierzi ceea ce ai. Însă eu ți-aș spune altfel. Nu poți să pierzi ceea ce nu ai avut niciodată. Este, cred că, mult mai rentabil pentru tine și mult mai bine pentru tine să încerci. Ești dator să încerci ceea ce tu îți dorești să faci. Deci, iată, Arhanghelul Gabriel îți spune că ai această misiune foarte importantă, ceea ce implică artele, comunicarea. Poate unii dintre voi faceți muzică sau vă place muzica sau sunteți în domeniul acesta artistic, dar este ceva ce vă blochează acolo. Simțiți că poate că nu mai aveți inspirație sau că nu mai vin mesajele de la divinitate, vă simțiți blocați. Arhanghelul Gabriel îți sugerează să nu permiți acestor sentimente sau acestor primejdii să te întoarcă din drumul tău, să te blocheze. Următorul mesaj pentru tine vine de la Îngerul Oceana. Acționează, ești în contact cu adevărul în această situație și trebuie să ai încredere în ceea ce simți și să te afirmi cu iubire. Un mesaj superb, un mesaj superb, iată, încă un mesaj în care ți se cere să acționezi, ți se cere să continui pe drumul acesta, nu te opri. Ai ajuns destul de departe, așa simt să-ți spun, că ai ajuns destul de departe, însă să știi că totodată este poate normal să ne îndoim de noi. Este normal să dorim validări din partea celor din jurul nostru, da? Dar chiar dacă nu le primești în momentul de față, asta nu înseamnă că nu ești bun pentru ceea ce tu vrei să faci, da? Mergi înainte. Și al treilea mesaj pentru tine vine de la Îngerul Vanessa. Pentru a lua o hotărâre, întreabă-te. Ce cale mă duce mai aproape de îndeplinirea misiunii mele divine? Ce cale mă depărtează de ea? Aici putem vorbi poate și despre anumite persoane care încă se află în energia ta, încă se află pe lângă tine. Gândește-te foarte bine la momentul în care tu te afli acum. Ce te face pe tine fericit sau fericită? Ce te face să te simți împlinit cu adevărat? Ce oameni sunt pe lângă tine? Care este energia lor? Pentru că de cele mai multe ori oamenii care sunt pe lângă noi vorbesc practic despre noi, da? Bun, mergem mai departe. Hai să vedem care este cifra norocoasă pentru berbec în luna mai. Ai o citire foarte frumoasă. Ai o citire care simt că pe locuri vei fi motivat, însă ai nevoie să treci de momentul acela, să spunem, critic din viața ta, acel 4 de monede. Asta înseamnă că este foarte posibil, poate în data de 4 mai, să te simți mai ciudat, să te simți mai trist, mai melancolic. Și iată un număr foarte, foarte important pentru cei din zodia berbec. Dragii mei, cifra norocoasă pentru voi este 10 în luna mai, ce înseamnă karmic completion. Pentru berbec se închide o perioadă karmică. Este foarte posibil mulți dintre voi deja să fi trecut prin atâtea experiențe de viață, încât o mare parte din karma voastră să se fi evaporat, să zicem, da? Karmic completion. Ai ajuns la un final de drum. Ți-ai îndeplinit foarte bine misiunea până acum. Ai mers pe firul destinului tău. Ai mers pe ceea ce tu ai simțit să faci, dar te-ai blocat acum. Ești așa, într-un mic blocaj. 10 ăsta cumva vine și îți spune că toate
sentimentele astea pe care tu le ai de confuzie, de derutare, nu fac altceva decât să te împingă de la spate. Repet, s-ar putea într-adevăr în luna mai să trăiești mai multe evenimente ciudate sau să te simți tu pur și simplu așa încărcat, parcă toate ies așa la suprafață. Dar asta înseamnă că acolo se și închid. Înseamnă că, așa cum îți spuneam mai devreme, se face și o scurtă recapitulare a ultimei perioade prin care tu ai trecut. Poate chiar ultimul an de zile, de ce nu? Simt așa că îți faci niște socoteli. Mergem mai departe, hai să vedem și care este energia care pe tine te așteaptă în luna mai. Cea mai puternică energie. Pentru cei din zodia Berbec. Este clar că te afli la o intersecție de drumuri. Și ai nevoie să iei această hotărâre și ai nevoie să știi care este calea ce te aduce mai aproape de îndeplinirea misiunii tale sau care este calea care te îndepărtează de ea sau care a fost calea care te-a îndepărtat de ea. Ce te-a făcut să ajungi în punctul ăsta? Bun. Ia uite, avem aici o carte care reprezintă dorințele, wishes, foarte frumos. Berbecul trebuie să-și îndeplinească dorințele neapărat în luna mai. Bineînțeles aici în funcție de dorințele fiecăruia. Da? Cartea Wishes vorbește despre dorințe exprimate, vorbește despre puterea de a atinge și de a crea aceste dorințe în mod real, de a deveni palpabile, să zicem așa. Cartea Dorințelor pentru cei din zodia Berbec. Iarăși simt aici o energie, să spunem, foarte frumoasă a muzicii, a contemplării. Simt să-ți spun că ai nevoie să dai viața acelei idei. Ai nevoie să nu cumva să te oprești din drumul acesta, da? Ok, există un moment în care cu toții reflectăm, poate ne mai retragem, încercăm să vedem situația pe toate părțile, încercăm să găsim mai multe informații, însă important pentru tine este să mergi către îndeplinirea propriilor dorințe. De ce? Pentru că Berbecul, repet, a ajutat foarte mult, așa simt. Ai ajutat mulți oameni, ai fost acolo alături de ei. Iată că acum este momentul tău, este momentul ca tu să renaști. Minunat! Bun, hai să vedem și din oracolul Moonology momentul în care Berbecul se află acum, dar și energia viitoare. Momentul în care Berbecul se află acum. Mulți dintre voi vă doriți independența financiară. Exact cum spuneam, să nu mai depindeți de nimeni sau de nimic. Pot fi și dependențe emoționale care vin din trecutul tău, poate încă te mai simți legat sau legată de o persoană anume din trecutul tău și lucrul acesta să știi că nu te lasă să te dezvolți. Persoana aceea cred că este foarte bine, își vede de drumul lui sau de drumul ei, iar tu cumva ai rămas așa blocat într-un trecut. Bun. Momentul prezent pentru tine este luna plină în Vărsător. Mesajul este fii real, fii adevărat. Arată ceea ce poți. Dragul meu Berbec, avem luna plină în Vărsător. Asta înseamnă pentru tine că nu mai există măști. Da? Luna plină în Vărsător arată faptul că ai nevoie să scoți la suprafață niște talente, poate unii dintre voi faceți astrologie, pentru că Vărsătorul este o zodie a astrologiei, poate sunteți pe zona aceasta ezoterică și ați întâmpinat sau întâmpinați acest blocaj, această neîncredere în forțele voastre proprii. Luna plină în Vărsător este o energie care îți spune gata, nu mai merge așa. Ai nevoie să fii tu.
cea reală sau cel real este nevoie de tine, iar zona asta a vărsătorului întotdeauna vorbește despre o misiune umanitară, vorbește despre ceea ce tu trebuie să oferi celor din jurul tău, niște abilități acolo în interiorul tău care au nevoie să iasă la suprafață. Apoi, simt să spun faptul că pentru berbec nu se va termina studiul sau cred eu așa că mai sunt niște teste pentru tine. Poate chiar ai nevoie să-ți mai iei niște diplome sau niște certificări. Asta pentru tine, nu neapărat că ar valida cumva cunoștințele tale, dar pentru tine să le ai acolo. Avem luna nouă în Scorpion. Iată, renașterea, da? Și mesajul este... mai caută, mergi mai adânc în această situație, sapă mai mult, go deeper. Acesta este mesajul pentru cei din zodia berbec. S-ar putea unii dintre voi să aveți legătură cu un scorpion sau chiar cu un vărsător, de ce nu? Deci luna nouă scorpion este o energie, să spunem, foarte, foarte puternică. Iarăși mă duc cu gândul la zona ezoterică, la ocultism. Există aici pentru unii dintre voi această legătură, există această tendință către a merge spre drumul acesta, dar patrula de monede vă blochează acolo. Vă este frică de ceva, vă este teamă de ceva, poate chiar de voi înșivă. Și ultimul mesaj pentru berbec, pentru că ne aflăm în perioada Paștelui, îți voi extrage o carte din... The Words of Jesus. Ia acest mesaj ca un îndemn, da? În această perioadă pentru tine. Este ca și cum Hristos încearcă să-ți trimită un mesaj pentru momentul în care tu te afli acum. Pentru cei din zodia berbec, ce mesaj ai pentru ei? Cu siguranță va fi un mesaj foarte frumos pentru tine. Bun. Sunt două mesaje, iată, pentru tine. Două mesaje din oracolul The Words of Jesus. Bun. Primul mesaj este următorul. Caută și vei găsi. Superb. Iată, acesta este mesajul tău, dragul meu berbec. Caută și vei găsi. Îți spuneam și mai devreme, ai nevoie într-adevăr să mai înveți poate ceva sau să mai faci un curs eventual, de ce nu? Caută și vei găsi răspunsul. Răspunsul întotdeauna să știi că se află în interiorul tău. Pornește de acolo. Nu căuta în exterior, caută în interiorul tău. Și iarăși un mesaj foarte important pentru tine, care este cumva legat de cartea dorințelor de mai devreme. Ți se spune în felul următor, este Matei 9:29, fie ție după credința ta. Iată, câtă credință vei avea tu în tine și în ceea ce faci, astfel se vor întâmpla lucrurile, să știi. Mare grijă la cuvinte, mare grijă la gânduri, pentru că mai devreme sau mai târziu ele se materializează, dragul meu berbec. Da? Iată, acestea sunt cuvintele lui Hristos pentru tine în această perioadă, fie ție după credința ta. Te poți vindeca dacă credința ta este mare și dacă tu crezi în planurile tale și mergi spre îndeplinirea dorințelor tale, crede-mă că ele se vor materializa. Dacă tu nu vei crede și te vei îndoi de ceea ce tu poți oferi lumii și de ceea ce poți face pentru oameni, iarăși lucrurile se vor întâmpla în asentimentul credințelor tale și a gândurilor tale. Pentru berbec, luna mai este o lună în care, da, te vei și bucura alături de cei dragi, poate veți sta la masă sau, repet, veți ieși la un picnic, însă este și o lună de reflectare pentru tine, este o lună în care, cel puțin spre sfârșitul lunii, mi-aș dori pentru tine să-ți pui acele planuri pe foaie și, într-adevăr, să le dai viață. Dragii mei, acestea au fost mesajele mele pentru voi. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați fost alături și sper ca toate aceste mesaje să vă ajute să luați o decizie.
Dacă doriți să faceți parte din comunitatea mea, nu uitați că mă puteți găsi pe Facebook la Amos Tarot, pe pagina mea de Instagram Amos The Wizard și bineînțeles pentru cei care doresc să afle mai multe informații despre mine și despre activitatea mea, le găsiți pe amostarot.ro. De asemenea, nu uitați și de cutia magului.ro, este singurul magazin online ezoteric care vă permite să aveți lumânări personalizate pe dorințele voastre. Iată, poate te-ar ajuta o astfel de lumânare. Intrați acolo și vedeți despre ce este vorba. Vă doresc, dragii mei, un Paște fericit alături de cei dragi, multă sănătate și toate cele bune. Nu uitați să aveți grijă de voi!